Incredibil, dar adevărat. Arena Mengarincea din Brasilia, care a găzduit meciuri de la Mondialul din 2014, a ajuns garaj pentru autobuzele din oraș. Deoarece în prima ligă braziliană nu joacă nicio echipă din capitală, pe stadion asistența maximă din ultimele 8 luni a fost de 10.000 de persoane, ceea ce înseamnă că toate costurile arenei provoacă pierderi financiare constante. În 2015, pe acest stadion s-au organizat doar două meciuri, ambele amicale, iar primăria a decis să ajute regia autonomă de transport. Ultimul meci oficial care s-a jucat pe această arenă a fost finala mică a Mondialului, Brazilia-Olanda. Stadionul Mengarincea este al doilea cel mai scump stadion din istoria fotbalului. Conform estimărilor oficiale, stadionul a costat 400 milioane de euro.